Începând de mâine, în fiecare vineri este film pentru copii, sâmbăta film pentru toată familia, iar duminica film pentru adolescenți și adulți. Organizatorii spun că vor deschide prima seară vineri 9 iulie cu o poveste subacvatică plină de aventuri și întâmplări curajoase. Sâmbătă se schimbă registrul și ne pregătim pentru o călătorie pe o planetă îndepărtată. Iar duminică rămânem la granița galaxiei alături de Ronan, acuzatorul, în așteptarea unui deznodământ. Dar vă așteptăm la film, precizează organizatorii în comunicatul de presă. Filmele vor fi difuzate în amfiteatrul din Parcul Tineretului de la ora 20, iar accesul va fi gratuit.